care învățam pentru bacaloriat, pentru că dedusem proba scrisă și acum urma proba orală. În ziua când a început proba orală, noi am fost arestați. Nu ne-a urcat sus, ci ne-a dus direct în celula comună. Însă, în momentul când am intrat, am rămas cam fața unui spital de campanie. Mi se părea ca un spital de campanie. Adică niște oameni care, eu ziceam că toți erau bolnavi, dar de fapt aveau fiețele subte și păreau așa din cauza suferinței prin care trecuse fiecare în parte. Am văzut într-adevăr un om care era cu picioarele goale până la, cu pantalonii restrânși până la genunche, care era un călugăr, de fapt. Și s-a ridicat imediat în sus, a început să ne întrebe, cine sunteți? Suntem elevi. De unde? De la liceul Radu Negru din Făgăraș. Și s-a uitat la noi, deja ne-a luat în parte, ne-a măsurat, probabil că i-a văzut pe unii cei mai mici, ce-a zis, în sinea lui, și după aceea au vorbit cu ca pentru el, dar ca să auzim și noi. Zice, legiunea îngerilor din cer încă nu-i completă. Și însăși faptul că era cu noi era un lucru extraordinar. Adică ne-a dat seama că suferința noastră nu este numai ceva individual, ci este ceva colectiv. Și dacă Părintele Arsene, care în zona Făgărașului, sau mă rog, poate chiar pentru Ardealul de Sud, era poate cea mai mare personalitate din vremea aceea, dacă era cu noi, însemna că, într-adevăr, și noi suntem cineva, dacă am ajuns în pușcărie alături de el. Fiind la Timișoara, acolo am avut posibilitatea să-l văd în persoană pe Părintele Arsenie într-un mod deosebit de interesant. Mi s-a deschis ușa și gardianul, foarte poruncitor, mi-a spus să-mi iau tineta să o duc la spălător. Eu am rămas foarte mirat și am spus, păi am fost. Și iar așa, foarte autoritar, ia tineta și te duc la spălător. N-am trebuit să ascult și mi-am luat tineta și m-am dus la spălător. Spălătorul era o cameră la capătul coridorului pe care erau celulele și care aveau întotdeauna, când eram în programul obișnuit, ferestrele închise. Nu puteai vedea nimic în afară. E, acum ferestrele erau larg deschise și ce putea fi pentru un deținut mai dornic decât să privești cerul și să respiri un aer care vine pe o fereastră larg deschisă? Atunci și eu am uitat și de ce am venit acolo și m-am repezit spre fereastră. Și în fața mea era un peisagiu cât de frumos cu cerul, pe cât de arid în fața curtea pe spre care priveam, că erau curțile de plimbare a deținuților. Și acolo, în mijlocul curții, făcea pași de plimbare Părintele Arsenie. Am cunoscut, ca preot, un ofițer în rezervă, cu care ne-am și împrietenit cu familiile și aș putea să vă dau și numele. Botezam Petru, era în Ogna Mureș. Zice, era acolo, într-o celulă, era un părinte. Nu știu dacă nu ăsta a fost Părintele Arsenie. Și la un moment dat, observăm că părintele le spune la cei care erau cu el în celulă, uite la tine ce s-a întâmplat acasă. Peste o săptămână, două, primea o scrisoare de acasă. Și așa se întâmpla. Noi, văzând că se întâmplă și știe părintele așa, într-o zi, într-o bună zi, eu și încă un coleg de-a meu, l-am rugat pe părintele. Părinte, dacă dumneata ești așa credincios, spune-ne și nouă ceva să credem în Dumnezeu. Mă, eu degeaba vă spun vouă să credeți în Dumnezeu, că voi tă nu credeți. Ba da, părinte, zice, dacă ne spuneți, credem. Chiar, dacă credeți, bine, mă, vă spun. Duceți-vă acum la poarta închisorii. Acum, la poarta închisorii, stau două femei. Una are un coș în mână și în coș are slănină, are pâine, are ce avea în coș. Unde are o desagă în spate. Și în desagă, uite ce are. Noi, curioși, gata, am trecut repede, am plecat.
trecut prima poartă, da, când am ajuns la poarta închisorii, într-adevăr, femeile erau în fața, acolo, în fața porții. Noi, ca să ne convingem dacă e chiar adevărat ce zice părinte, că și ce au ele în bagaj, am luat tare la întrebări. Ce caz stați aici? Știți că nu-i voie să stați în fața porții. Ce aveți acolo? Ce aveți? Da, dar ce avem? Uite, avem aici și noi mâncare, așa, așa. Să vedem. Și într-adevăr așa, se duc la comandant, la conducerea închisorii și raportează. Domnul comandant, uitați, în celula cu tare, avem deținutul cu tare, care cred că e preot, care vede prin zidul închisorii. Pe când eram preot la Sfânta Mănăstire a Prislopului, mi-aduc aminte că a venit la mine un credincios vârstnic de la Simeria și mi-a spus foarte emoționat faptul că la un moment dat părintele Arsenie se ruga în celula unde era reținut și deținut și gardianul a surprins pe geam cum părintele Arsenie era învăluit în foc în timpul rugăciunii și ridicat de la pământ, așa cum s-a întâmplat cu Sfânta Maria Egipteanca în pustiu, bătută de Ava Zosima, așa cum s-a întâmplat cu Ava Arsenie din Pateric, surprins de asemenea în rugăciune, învăluit în foc de către ucenicul său, care a privit pe fereastra chiliei sale din pustiul Egiptului. Eliberat din beciurile securității după alte 6 luni de detenție, părintele Arsenie se întoarce la Prislop, de unde va fi alungat în cele din urmă la presiunea autorităților comuniste. În luna mai a anului 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, i se interzice să mai poarte haina monahală și să slujească la altar ca preot. Considerat cel mai mare predicator al Ardealului, părintele Arsenie Boca este redus la tăcere. Mănăstirea Prislop este închisă, iar măicuțele sunt obligate să se întoarcă în lume. La scurt timp, așezământul devine azil de bătrâni. De la Prislop, părintele pleacă la București, dar supravegherea lui se amplifică, așa cum reiese din cele peste 1200 de pagini ale dosarului său de urmărire operativă. Poartă acum haine civile, cu aceeași eleganță cu care purta straile monahale. Este greu să-ți imaginezi că acest domn elegant, în costum și cu ochelari de soare, este duhovnicul de la Sâmbăta. Duce o viață liniștită și merge chiar să vadă un film la cinematograf, să mănânce o înghețată la cofetărie sau pleacă în excursii în Munții Bucegi. Peste 10 informatori roiesc în jurul lui, unii pregătiți și aduși special din provincie. Câțiva dintre ei, din păcate, sunt chiar fețe bisericești. Nu este greu de imaginat că părintele îi identifică cu ușurință și discreție, fapt remarcat de altfel și de ofițerii de securitate. Îi va fi cenzurată corespondența. Îi vor fi reținute sute de scrisori și acatiste, inclusiv corespondența cu părintele Cleopa Ilie. I se vor trimite provocatori, i se va cerceta periodic locuința în lipsa lui. La București, părintele Arsenie pictează împreună cu Vasile Rudeanu altarul bisericii Sfântului Elefterie. Pentru a lucra în liniște și a evita provocările securiștilor, poartă un icuson pe care scrie „Nu răspund la întrebări”. Acum câțiva ani, tânărul student în teologie Alexandru Valentin Crăciun a observat că pruncul Iisus este îmbrăcat în zeghe. Mântuitorul Hristos este întemnițat și el alături de cei din închisorile comuniste. Este uluitor că timp de aproape 50 de ani nimeni nu a remarcat acest lucru, că nici măcar unul dintre informatorii care roiau în jurul părintelui nu a observat acest detaliu, care ar fi avut grave consecințe în acea perioadă.
Apreciat de patriarhul Iustinian Marina, părintele Arsenie este angajat la atelierele patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Și acolo făcea medalioane, făcea tot felul de lucruri frumoase. Și apoi m-am dus și am spus, părinte, acum zic, sunteți la atelier, aveți să-mi faceți și mie tabloul ăla. Și apoi așa l-am văzut pe fereastră la Sâmbăta, portretul Mântuitorului, care e de o frumusețe rară. El mi l-a împachetat pe motocicletă și mi-a spus, zice, o să ai dificultăți, zice, când ieși din oraș, zice, și m-a întrebat poliția. Zice, ce ai acolo așa de depășit? Aveți gabaritul depășit. Zic, e un tablou. Dar zice, de ce e așa de mare? Păi zic, așa s-a făcut el, dar zic, s-a apreciat. Așa, dar zic, nu-i mai larg decât ghidonul motocicletei. Era larg și ghidonul, zic, motocicletă mare, eu. Și am putut să ies din încurcătură. Ce să faci? Și apoi am venit până acasă și pe drum mi s-a întâmplat o chestie. Pe la deal, pe acolo, a venit o ploaie mare și ce să vezi? Ploua, domne, dreapta în stânga și șoseaua uscată. O zis, sorumea, dar ce e asta, mă zice? O comorit, sorumea, nu mai trăiește. Zice, ce asta a fost, vii măliță, zice, că te șoseaua izvântată și plouă și într-o parte și altă și plouă bine. Plouă bine. Asta a fost prima minune a lui, a tabloului. Plecând într-o excursie la chilia părintelui Arsenie de la Sâmbăta, am avut o întâlnire neașteptată. Câțiva credincioși aduceau o cruce în semn de recunoștință pentru descoperirea unei icoane a părintelui. Iată povestea ei. Zice, părinte, uite, eu am venit din partea părintelui Arsenie. Zic, din partea părintelui Arsenie. Părintele Arsenie m-a decedat. Păi nu, nu, zice, stați liniștit, că am venit din partea părintelui Arsenie cu o misiune foarte importantă. Vai de mine, zic, aoleu, ce-am mai făcut? Și atunci mi-a povestit, zice, eu am avut o viziune, mi-a povestit viața ei și ce s-a întâmplat cu fiul ei, cum părintele Arsenie l-a descoperit spunându-i că în Valea Cutare, el fiind alpinist, îi plăcea alpinismul, și s-a dus și s-a prăvălit. Rătăcit, s-a prăvălit, exact. Și nu mai găsise nimeni, vreo 7 zile îl tot căuta și în momentul acela s-a rugat părintelui Arsenie foarte profund și i-a spus părintele în viziune că în locul acela, în Valea aia, îl vei găsi, dar să-i faci deja pomenirile. Și atunci s-a rugat părintelui și părintele a zis, zice, uite, pentru treaba asta trebuie să te duci la Chicheș, în localitate, în biserica din Chicheș, vei găsi o icoană pictată de mine și aia trebuie înrămată și pusă la loc de cinste. Zic, vai, soră, dar cum să fac eu asta? Păi zic, n-am bani, că eu sunt sărac, aici sunt foarte mulți unguri, eu nu am o parohie așa bogată, eu știu eu ce fel de ramă. Zic, nu care cumva să greșesc ceva, că acum am apucat să și pe mine spaima. Și zice, femeia zice, nu, părinte, mergeți cu credință în Dumnezeu și știu că dumneavoastră veți face un lucru bun. Și atunci am zis, nu, m-am rugat la Maica Domnului, zic, Maica Domnului, ce-i vrea tu numai să fie bine, să nu pățesc ceva, deci eu și cu familia mea. Și atunci i-am zis, uite, n-am bani atâția ca să pot să fac lucrarea asta, că e destul de mare icoana. Și a zis femeia, nu părinte, că și banii care vi dau pentru rama aceasta la icoană sunt tot din partea părintelui, adică el mi-a spus să eu să plătesc icoana. Dumneavoastră numai trebuie să faceți lucrarea. Și de atunci s-a făcut așa un pelerinaj și din București și din Târgoviște. La început primii au venit din București. Toți erau, vrem să vedem icoana, vrem să vedem icoana. Vai de mine și de mine acum ce se întâmplă? Minunile care au fost acolo, vă spun, au fost nenumărate, pentru că cu nimic s-au făcut fiecare lucru. Fiecare om care venea era parcă trimis de Maica Domnului și de Dumnezeu. Zicea, părinte, uite, eu vreau să dau covoarele bisericii.
gata, soră, dă-le matale. Părinte, eu vreau să dau candelabrul ăsta de cristal. Dă-l, soră, matale. Părinte, eu vreau să-ți dau un rând de veșminte. Fă-le, soră. Da, părinte, vreau să fac aia. Fă, soră. Păi, dar dumneata nu te opui la nimic? Nu mă opun, soră. Păi de ce? Păi dacă Maica Domnului te-a trimis, la ce să mă mai pun eu împotrivă? Și toată bisericuța, cum o să vedeți, e făcută numai și numai la apelul, la raportul Maicii Domnului, ca să zic așa. Multe alte icoane se găsesc răspândite în țară, cum ar fi icoana Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Brâncoveanu, pictată de părintele Arsenie pe când era starețul mănăstirii. Sau această icoană pe care a dăruit-o familiei Bica, chiar în ziua în care a plecat de la Sâmbăta. Icoana Sfânta Paraschiva de la Biserica Sfântul Antonie din București sau icoana Praznicul Izvorul Tămăduirii de la Biserica Sfânta Treime din cartierul Ghicatei, precum și sfintele icoane ale catapetesmelor de la Drăgănescu și Prislop, despre care părintele a spus unei cuvioase maici de la Hurez. Aceste icoane vor fi făcătoare de minuni, dar nu acum, ci mai târziu. Dar cea mai importantă lucrare este pictura bisericii din satul Drăgănescu, aflat la 25 de kilometri de București, la care părintele Arsenie a trudit timp de 15 ani, deși în mod obișnuit, o biserică se pictează în 2-3 ani. O pictură nouă, executată în tempera, cu nuanțe deschise, din care iradiază lumina împărăției cerești. Se răspândește vestea că părintele Arsenie este la Drăgănescu și o mulțime de credincioși apară zilnic în curtea bisericii. Vin oameni simpli, ca la un sfânt, să afle vindecare și alinare, să primească sfaturi pentru a trece prin greutățile vieții. Cu mine nu trebuie decât de două ori să se întâlnească omul, zicea părintele Arsenie Boca. Adică prima dată când află omul de la părinte ce are de făcut și a doua oară când, pe patul de moarte, îi spune părintelui dacă a făcut ceea ce i s-a zis. Părintele transpune predica înălțătoare de la Sâmbăta și Prislop într-o cateheză zugrăvită în stil personal. O pictură avertisment, cu imagini profetice, o nouă chemare la pocăință, care să fie pe înțelesul tuturor. Vin și tineri teologi pentru sfat și îndrumare duhovnicească, dintre care se vor ridica mulți preoți vrednici, stareți și starețe de mănăstiri, monahi și ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.